Cele mai noi producții românești premiate la festivalurile de la Cannes, Veneția și San Sebastian vor putea fi văzute la 8-a ediție a evenimentului cinematografic de tradiție Zilele Filmului Românesc la Chișinău, care va avea loc în perioada 22-25 septembrie. În premieră, Zilele Filmului Românesc la Chișinău se va desfășura în două cinematografe, Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Ca și până acum, intrarea la toate evenimentele va fi liberă, iar proiecțiile vor fi însoțite de discuții cu numeroși cineaști, invitați, regizori, actori, producători, directori de imagine și critici. Cu ocazia împlinirii a 85 de ani, Zilele Filmului Românesc îi dedică celebrului actor Dorel Vișan, invitatul special al celei de-a 8-a ediții, un focus de 3 filme, unde acesta interpretează unele dintre cele mai importante roluri ale carierei sale impresionante. Senatorul Melcilor, Iacob și O lacrimă de fată. Zilele Filmului Românesc va prezenta de asemenea în secțiunea Filme Noi 7 pelicule de succes ale ultimului an. La fel ca anul trecut, Zilele Filmului Românesc va ajunge pe parcursul lunii octombrie și în alte 5 orașe, printre acestea și municipiul Soroca. Data și programul vor fi anunțate la încheierea ediției din capitală. Televiziunea SOR TV este partener media al evenimentului.